S-au luptat pe Marea Neagră. 1000 de marinari militari români și francezi au efectuat exerciții de luptă în apele teritoriale, dar și internaționale ale Mării Negre. Totul pentru perfecționarea tehnicilor și consolidarea lucrului în comun. Activitatea a simulat o luptă la suprafață, luptă antisubmarin și antiaeriană, precum și exerciții de supraveghere maritimă și aeriană, la care au participat în jur de 1000 de marinari militari români și francezi. La exercițiile desfășurate au participat două fregate. Fregata Regina Maria a executat acțiuni în comun cu fregata Jean Bard, aparținând Marinei Naționale franceze, în scopul perfecționării tacticilor și procedurilor de lucru în comun cu structuri NATO. În acest sens, astăzi am executat o serie de misiuni specifice pentru lupta antisubmarin, de apărare antiaeriană și de executare a supravegherii traficului maritim. Nava militară franceză a Marinei, alături de care au fost desfășurate exercițiile, a ajuns joi în portul Constanța. Pe exercițiul nostru s-a alăturat și participarea distrugătorului francez Jean Bard, cu care în prima zi am executat exerciții în comun de antisubmarin, de supravegherea spațiului maritim și aerian, de respingerea atacului aerian. Exercițiile de luptă vor fi desfășurate până pe data de 25 mai.